Comitetul Local pentru Situații de Urgență Pașcani s-a întrunit din nou în cursul zilei de joi, începând cu ora 14, după ce România a trecut în scenariul 2 al epidemiei cu coronavirus, în urma anunțării pandemiei la nivel mondial de Organizația Mondială a Sănătății. În urma discuțiilor a fost emisă o hotărâre privind planul de măsuri pentru combaterea coronavirusului la nivelul municipiului Pașcani. Având în vedere hotărârile pe care le-am primit din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Comisiei Județene, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și faptul că în municipiul Pașcani a început, a crescut numărul de persoane izolate la domiciliu, am considerat necesară întâlnirea Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență și am pregătit și o primă decizie, o primă hotărâre a Comitetului pentru Situații de Urgență. Prima măsură este cea de informare a cetățenilor privitor la deciziile luate de către administrația locală, atât prin intermediul site-ului instituției și a paginii de socializare, cât și a mass-mediei. De asemenea, a fost hotărâtă suspendarea activității creșei din Pașcani în perioada 13-31 martie, cu posibilitatea de prelungire a restricției în funcție de evoluția situației. O altă măsură a fost cea de interzicere a antrenamentelor și competițiilor dedicate copiilor și juniorilor până la sfârșitul acestei luni. În același context, vor fi anulate toate activitățile culturale, indiferent de numărul de participanți programate pentru perioada 13-31 martie, în incinta Casei de Cultură și nu vor mai fi avizate adunările publice. Comitetul a luat și decizia de suspendare a audiențelor cu publicul la Primăria Pașcani ale primarului, viceprimarului, secretarului sau administratorului public. Prima măsură. Informarea constantă a cetățenilor municipiului Pașcani asupra tuturor hotărârilor adoptate și aplicate la nivel național și local în vederea prevenirii infectării COVID-19. Instituțiile și compartimentele implicate în aplicare vor fi Primăria municipiului Pașcani prin compartimentul informatizare și birourile de presă. Ca și perioadă, am trecut că transmiterea informațiilor se va face prin intermediul anunțurilor afișate la toate punctele de lucru ale primăriei municipiului Pașcani și ale unităților din subordine, prin intermediul site-ului oficial al instituției, la pagini de Facebook și a mijloacelor tradiției de comunicare în masă permanent, iar termenul de aplicare este imediat. A doua măsură este suspendarea temporară a activității în cadrul creșei în municipiul Pașcani. Știți că s-au suspendat la nivel național pentru învățământul preșcolar, gimnazial și liceal, dar nu și pentru creșe. Vă răspund de Primăria municipiului Pașcani prin directorul creșei. Vorbim despre o măsură temporară începând de mâine și până 31 martie, anul curent, cu prelungirea automată în funcție de evoluția situației. Prelungirea, orice prelungire, se va stabili tot prin provocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Termin de aplicare. Hotărârea conține și o serie de măsuri pentru protejarea sănătății pășcănenilor. Astfel, personalul din cadrul primăriei va fi dotat cu măști și mănuși pe care vor trebui să le folosească pe toată durata programului, iar dialogul cu cetățenii se va desfășura de la o distanță de minim un metru. De asemenea, a fost restricționat accesul publicului în cadrul punctelor de lucru ale primăriei și serviciilor publice, în sensul că accesul va fi permis doar în spațiile destinate relației directe cu cetățenii. Funcționarii primăriei mai au obligația de a interoga persoanele care apelează la serviciile publice prin intermediul unui chestionar pentru a afla numele, prenumele, adresa și dacă s-au întors curând din străinătate și din ce țară. Și unitățile de învățământ sunt obligate să ia măsuri urgente de combatere a coronavirusului. Comitetul pentru Situații de Urgență a impus măsuri de igienizare și dezinfectare a tuturor spațiilor destinate activităților de învățământ. Personalul din cadrul primăriei municipiului Pașcani și al unităților subordonate, care intră în contact direct cu publicul, va fi dotat cu dezinfectanți, măști și mănuși de protecție, pe care este obligat să le folosească pe toată durata programului. Dialogul cu cetățenii se va realiza de la o distanță de minim 1 metru. Primăria municipiului Pașcani, prin șef serviciu evidență, șef serviciu administrație publică, șef serviciu de taxe și impozite locale, perioada 13-31 martie 2020. Conducerile unităților de învățământ și a creșei vor lua măsuri de igienizare și dezinfectare a tuturor spațiilor. Răspund directul unității de învățământ, director creșei, perioadă permanent și termen de aplicare imediat.
Aceleași măsuri trebuie luate și de reagecele Pașcani cu autobuzele folosite pentru transportul în comun. De asemenea, la autogară și cele două piețe agroalimentare se vor intensifica măsurile de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile pe care le au pentru protejarea sănătății. Spălarea pe mâini și autoizolarea la domiciliu dacă s-au întors de curând din țările afectate. Și taximetriștii sunt obligați să respecte o serie de reguli. Aceștia trebuie să poarte măști de protecție și mănuși chirurgicale pe parcursul curselor și să dezinfecteze mașina la fiecare capăt de cursă. Mijloacele de transport în comun care efectuează cursele călători pe raza municipiului Pașcani vor fi dezinfectate și igienizate. Răspunde administrator special de AGT de Pașcani, administrator firmei de transport în comun. De asemenea, este permanentă perioada și termenul de aplicare imediat. În spațiile cu aflux de persoane, precum gara, autogară, cele două piețe agroalimentare, se vor intensifica acțiunile de informare în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse la nivel național și local. Șef gară, administrator firmei de transport în comun, șef serviciu administrația piețelor, perioada 13-31 martie. Menționăm că și persoanele izolate la domiciliu au făcut obiectul discuțiilor din Comitetul pentru Situații de Urgență. Ele vor fi verificate zilnic de către poliția locală, iar cei care nu respectă regulile vor fi comunicați imediat la Direcția de Sănătate Publică și Poliției Municipale Pașcani. Ei riscă să fie cercetați penal și să fie amendați cu sume care ajung până la 40.000 de lei. Măsuri de prevenire a coronavirusului și în orașul Hârlău. Comitetul pentru Situații de Urgență s-a întrunit în cursul zilei de joi, începând cu ora 10 la convocarea primarului. Au fost luate la cunoștință hotărârile emise de structurile guvernamentale și s-a stabilit cum anume vor fi puse în practică la nivel local. De asemenea, s-a hotărât închiderea bibliotecii locale, a parcurilor și locurilor de joacă pentru copii. Astăzi, 12 martie, începând cu ora 10, a avut loc Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde au fost comunicate și discutate hotărârile Comitetului Național și Județean pentru Situații de Urgență. Astfel, s-a hotărât suspendarea programului cu publicul la Biblioteca Orășenească din Hârlău, precum și închiderea parcului de joacă din apropierea judecătoriei Hârlău până pe data de 23 martie. Menționez că au fost informați toți agenții economici și instituțiile publice din orașul Hârlău și satul Târgovaci privind evitarea aglomerării de persoane în spații publice și comerciale, precum și celelalte măsuri ce trebuie luate de fiecare în parte. Pentru evitarea aglomerației în instituțiile publice, administrația locală a luat măsura ca accesul să fie făcut în grupuri de câteva persoane. De asemenea, directorii de școli și grădinițe au fost sfătuiți să ia măsurile necesare de dezinfecție pe perioada în care cursurile au fost suspendate. Tot mai mulți pășcăneni au început să fie îngrijorați din cauza celor întorși acasă din Italia. Conform hotărârilor Comitetului pentru Situații de Urgență, aceștia trebuie să rămână în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile pentru a nu fi un potențial pericol de contaminare cu coronavirus. Regulile însă nu sunt respectate de toți. Primăria Pașcani a anunțat pe Facebook în cursul zilei de marți că au sunat mai mulți cetățeni care au reclamat că în oraș se află persoane sosite de curând din Italia și care nu ar respecta normele de autoizolare. Mai exact, sunt cetățeni care, deși au dat declarații pe propria răspundere că se vor autoizola timp de 14 zile, se plimbă pe străzi și în magazine. Cei mai îngrijorați sunt vecinii lor care au început să monitorizeze această situație și au cerut impunerea unor măsuri urgente. Spre exemplu, în cursul zilei de joi, cel puțin două persoane întoarse de curând din Italia au venit la ghișeul unic al primăriei Pașcani pentru obținerea unor documente cu caracter personal. Poliția Pașcani a început cercetările pentru depistarea lor. Pentru că zilele acestea la primăria municipiului Pașcani au fost o serie de pășcăneni ce au sunat pe centrală cerând o serie de lămuriri cu persoanele sosite de curând în municipiul Pașcani, atât din Italia, dar cât și din alte zone, și au reclamat faptul că au, eu știu, vecini de scară, vecini de casă sau oameni cunoscuți ce s-au întors de curând, în special din zona Italiei, în zonele acelea roșii, și că aceștia nu ar respecta acel regim de autoizolare la domiciliu. Ei bine, noi le spunem că
acele persoane sunt pasibile de amendă. Este o hotărâre a Guvernului cu numărul 857 din 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice. Amenda este între 5.000 și 10.000 de lei pentru cei ce nu respectă acest regim de autoizolare la domiciliu timp de 2 săptămâni, așa cum este stabilit. Conform datelor primite de Primăria Pașcani, în momentul de față sunt 36 de pășcăneni aflați în autoizolare la domiciliu. Conform unei recente hotărâri a Comitetului pentru Situații de Urgență, administrația municipiului, împreună cu poliția locală, are obligația de a-i monitoriza pe cei aflați în această situație și pe membrii familiilor și să facă verificări la fața locului. De asemenea, primăria are obligația de a face verificări și pentru a-i depista pe cei veniți din Italia, dar care au evitat filtrele de la graniță și nu au dat declarații pe proprie răspundere că vor intra în autocarantină. Cetățenii români care sosesc în țară prin punctele de frontieră terestre venind dinspre sau după ce au călătorit înainte în Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, intră în carantină instituționalizată pe raza județului de graniță sau izolare la domiciliu în funcție de zona din care aceștia vin. Mai mult, accesul cetățenilor străini care vin în România din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, indiferent de mijlocul de transport folosit, este permis doar condiția obligatorie de a intra în carantină sau autoizolare după caz. Așa cum le-am transmis și cetățenilor care au sunat la Primăria Municipiului Pașcani, am să transmit și prin intermediul mass mediei, dacă sunteți vecini cu astfel de persoane, dacă aveți cunoștință de persoane care sunt întorși de curând dintr-o astfel de zonă, nu spun doar din Italia, sunt mai multe zone care suferă în momentul acesta de problema aceasta a coronavirusului, sunați la numărul de urgență 112 și acolo veți fi direcționați cel mai probabil și veți primi toate sfaturile necesare și pașii pe care dumneavoastră trebuie să-i urmați privind acele persoane. Pentru mai multe informații s-a creat și o linie verde de telefon 0800 800 358. La această linie verde puteți suna și să primiți diferite informații sau la rândul dumneavoastră să oferiți diferite informații privind situația actuală. Reprezentanții Primăriei Pașcani fac apel la responsabilitatea celor care se întorc din Italia, China, Iran și Coreea de Sud să intre în autoizolare sau carantină pentru evitarea sau limitarea cazurilor de îmbolnăvire. În caz contrar, pot fi sancționați cu amenzi usturătoare de până la 10.000 de lei. De asemenea, cetățenii care au cunoștință de persoane care nu stau în izolare la domiciliu sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112. Pentru mai multe informații privind epidemia de coronavirus pot suna și la numărul verde 0800 800 358. Măsuri fără precedent și în bisericile din Pașcani, în urma deciziilor luate la nivel național de Comitetul pentru Situații de Urgență pentru combaterea epidemiei de coronavirus. În cursul zilei de astăzi, în cadrul unei teleconferințe organizate de Mitropolia Moldovei, s-a stabilit ca preoții să oficieze mai multe liturghii în cursul săptămânii, nu doar duminica, pentru a evita ca în biserică să se adune mai mult de 100 de persoane, situație în care activitatea unității de cult ar urma să fie suspendată preventiv pentru o perioadă de timp. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să participe la una dintre liturghii în cursul săptămânii, tocmai pentru ca duminica să nu fie aglomerat. În cazul în care la slujbe se vor aduna mai mult de 100 de persoane, doar o parte din ele vor avea acces în biserică, iar restul vor asculta slujba de afară la boxe. În urma ultimului comunicat al acestui Comitet Național de Urgență, a situațiilor de urgență, am auzit cu toții că dacă până ieri în spațiile publice, unde există și biserica și unde, sigur, oamenii zăbovesc mai mult, unde ei vin și, din punct de vedere fizic, se expun într-o situație statică, era de 1.000 de persoane. Astăzi am primit vestea și s-a hotărât reglementarea ca în toate spațiile publice de genul acesta să se limiteze grupul de oameni la 100 de persoane. Noi nu venim cu alte propuneri, s-ar putea ca mâine să acest număr
să devină și mai mic și mai mic, 50, 30, 20 și trebuie să împlinim această reglementare. Trebuie să împlinim pentru faptul că respectând aceasta putem să limităm și putem să ne încurajăm și în credință și în puterea de care vă spuneam că valul greu va trece peste noi. Preoții vor avea misiunea să îi îndemne pe credincioși să aibă grijă și de trup, nu doar de suflet, în perioada postului și să respecte cu strictețe regulile de igienă. De asemenea, spovedaniile și slujbele pentru Sfânta Împărtășanie vor fi făcute nu doar înaintea Paștelui în Săptămâna Mare, ci și în celelalte zile pentru evitarea aglomerației. A doua recomandare, să spunem așa, ar fi faptul că trebuie într-adevăr respectate, nu numai acum, dintotdeauna, dar cel puțin acum trebuie să ne învățăm să respectăm aceste reguli de igienă. Pentru că noi vorbim de o curățenie sufletească, dar trebuie să vorbim și de o curățenie trupească, care are foarte multe carențe, ca de fapt și curățenia sufletească. Dar acum trebuie să ne învățăm să fim mai curați, pentru că prin curățenia noastră îl respectăm și pe aproapele nostru. Să urmăm ceea ce de fapt ne recomandă. Auziți cu toții în fiecare zi și autoritățile medicale și autoritățile guvernamentale să evităm zonele aglomerate. Sigur, nu toate bisericile sunt aglomerate și nu cea mai mare aglomerație de oameni este în biserică. Dar dacă s-a hotărât limitarea la 100 de persoane, cum spuneam, la 100 de credincioși, noi venim aici și cu alte propuneri, așa cum am avut o discuție la nivel de Arhiepiscopie de Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu un alt preasfințitul Părinte Teofan, ca să supraveghem totuși. Nu putem să facem noi preoții lucrul acesta. Sunt 100 de credincioși în biserică, cineva să stea, că mai ales duminică, la Sfânta Liturghie sau în sărbătoare, putem, nu toți credincioșii stau de la început până la sfârșit în biserică. Este o serie, intră altă serie. Dar mai mult decât atât, iată, se permite ca în afara bisericii, mai ales acolo unde, dar la majoritatea bisericilor sunt deja, stații de amplificare, difuzoare, credincioși afară, răsfirați în curtea bisericii, pot să stea și să asculte Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și alte slujbe unde se adună mai mult de 100 de credincioși. Menționăm că bisericile nu vor renunța la slujbele din noaptea de înviere, acolo unde participă sute sau chiar mii de persoane, deoarece acestea vor fi organizate în aer liber. Ministerul Apărării a demarat o nouă campanie de recrutare a celor care vor să devină soldați gradați profesioniști. Biroul de informare recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Iași, structură specializată în cadrul Ministerului Apărării Naționale, care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea candidaților pentru cariera militară, aduce la cunoștința celor interesați că au început înscrierile pentru posturile de soldați gradați profesioniști. Centrul Militar Zonal Iași, prin Birou Informare Recrutare, structură specializată în domeniul Ministerului Apărării Naționale, care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea candidaților pentru cariera militară, aduce la cunoștința celor interesați că au început înscrierile pentru posturile de soldați gradați profesioniști. Astfel, termenul limită pentru înscriere sunt 29 aprilie 2020 și pentru întocmirea dosarelor, termenul final este 7 august 2020. Ce este important de reținut e că pe tot timpul perioadei de pregătire se asigură gratuitate pentru hrănire, echipare, cazare, transport, asistență medicală. După formarea profesională inițială, prin contract, se asigură loc de muncă în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Pentru candidații domiciliați în județul Iași, activitatea de recrutare se desfășoară la sediul Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Iași, în perioada specificată de luni până vineri între orele 8 și 16.30, iar marți între orele 8 și 18.30. Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 0232 264 491, 0232 264 492 sau 0332 414 893. Detalii suplimentare se găsesc și pe internet pe site-urile www.mapn.ro și www.recrutaremapn.ro, dar și pe pagina de Facebook. Pentru toți candidații domiciliați în județul Iași, activitatea de recrutare se desfășoară la sediul Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Iași, situat în municipiul Iași, strada Arhitect G.M. Câmpacuzino numărul 20, în perioada specificată mai devreme. De luni până vineri, între orele 8 și 16.30, respectiv marți, între orele 8 și 18.30. Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 0232 264 491 și 0232 264 492 sau 0332 414-893. Respectiv pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale la adresa www.mapn.ro sau www.recrutare.mapn.ro. Totodată ne puteți vizita pagina de Facebook și puteți obține informații suplimentare și de la persoana de contact, plutonier adjutant principal Mihail Gabriel Filipianu, la numărul de telefon 0745-368181. Primăria Pașcani a început lucrările de modernizare a unor drumuri din municipiu. De câteva zile, muncitorii Serviciului de Gospodărie Comunală lucrează la înlocuirea bordurilor cu altele mai înalte pe strada Moldovei. După finalizarea lucrărilor, se va trece la asfaltarea străzii de la Casa de Cultură până în zona Kaufland. Investiția totală este de 388.000 de lei. După cum anunțam și cu alte ocazii, Primăria Municipiului Pașcani a reluat campania de asfaltări în municipiul Pașcani și am început în prima fază cu modernizarea bordurilor, de acolo de la intersecția cu strada Stadionului pe strada Moldovei până în zona Kauflandului se vor schimba bordurile și pe o parte și pe cealaltă. Asfaltatorii vor continua lucrările pe strada Ștefan cel Mare pe un tronson până la oficiul poștal numărul 1, apoi pe alea Grădiniței, intersecția străzilor Gării, Vatra și Grădiniței, poligonul auto și baza sportivă, terenurile sportive de la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga și Liceul Mihail Busuioc, străzile Albineț și Aurora, strada Eugen Stamate de la Piața Deal până la poștă, tronson care urmează să fie deschis traficului rutier. Pentru toate acestea urmează să fie cheltuiți 1.100.000 de lei de la bugetul local. După acest proces de schimbare a bordurilor vom veni cu covor asfaltic de la Casa de Cultură și până la Kaufland. Toată această stradă a Moldovei va fi asfaltată. Mai apoi, aceste lucrări de asfaltare continuă pe strada Ștefan cel Mare pe un tronson de la oficiul poștal numărul 1, apoi se vor muta pe alea Grădiniței, intersecția străzii Gării, Vatra și Grădiniței, poligonul auto va fi și el făcut cu covor asfaltic și de asemenea tot acolo baza sportivă va avea covor asfaltic. Mai vorbim și de terenurile sportive, pentru că în acest contract de asfaltare au fost prinse și o serie de terenuri de sport de la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga, respectiv Liceul Mihai Busuioc. Vor fi asfaltate și străzile Albineț și Aurora și sectorul acesta de pe Eugen Stamate, deci în apropierea primăriei, de la Piața Deal și până la poștă, sector ce urmează a fi deschis și traficului rutier. Iar bugetul pentru aceste străzi pe care le-am menționat este de 1.100.000 de lei din bugetul local. De asemenea, municipalitatea a anunțat că a scos la licitație serviciile pentru dirigenția de șantier, iar în câteva săptămâni va da ordinul de începere a lucrărilor de asfaltare pe străzile Fundac Fântânele, crinilor de la biserică până la intersecția cu Vatra, zona ACK, aleea Caleașului, Tudor Vladimirescu din Sodomeni, 24 ianuarie din Gâștești, Libertății din Boșteni și Vasile Alexandrii din zona Valea municipiului. Pentru acestea sunt deja disponibile 4 milioane de lei de la bugetul local. De asemenea, noi am scos
scos la licitație serviciile pentru dirigenția de șantier, iar în câteva săptămâni vrem să dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru străzile, fundac fântânele, crinilor de la biserică până la intersecția cu Vatra, zona ACK-ului, aleea Calea Iașului, strada Tudor Vladimirescu din Sodomeni, 24 ianuarie din Gâștești, Libertății din Boșteni și Vasile Alexandrii din zona Valea municipiului Pașcani. Pentru toată treaba asta avem un buget de 4 milioane de lei, de asemenea din bugetul local. Serviciul de gospodărie comunală desfășoară lucrări de înlocuire a bordurilor în sectorul de pe strada Moldovei, intersecția cu strada Stadionului până la Kaufland, iar porțiuni din prima bandă sunt închise în vederea schimbării acestor borduri. În perioada următoare se va turna covor asfaltic pe strada Moldovei de la Casa de Cultură până la Kaufland, cât și pe străzile Aurora 1 și 2. Având în vedere măsurile de prevenție pentru evitarea răspândirii coronavirusului, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași informează cetățenii județului asupra unor măsuri întreprinse în acest sens. Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași nu va fi întreruptă, însă se recomandă publicului să evite deplasările care nu sunt obligatorii și să se limiteze la cele strict necesare. Pentru depunerea documentelor, persoanele fizice și juridice au la dispoziție adresa de e-mail a instituției. De asemenea, locurile de muncă disponibile pot fi accesate pe internet pe pagina www.anofm.ro, secțiunea persoane fizice. Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași nu va fi întreruptă în această perioadă, însă siguranța tuturor este cea mai importantă în contextul actual. Astfel, recomandăm publicului să evite deplasările care nu sunt obligatorii și să se limiteze la cele strict necesare. Pentru persoanele fizice cât și juridice, depunerea documentelor se poate face și prin mail la adresa ajofm@is.anofm.ro sau se pot adresa în scris la sediul instituției noastre din municipiul Iași, strada Cucu numărul 1. Persoanele care sunt interesate de locurile de muncă vacante, acestea pot fi vizualizate pe site-ul instituției anofm.ro. La județul Iași vor găsi toate informațiile necesare. Aceste măsuri nu se aplică însă în ceea ce privește depunerea, respectiv ridicarea de documente de la sediul instituției, acordarea vizei lunare pentru șomerii indemnizați sau alte urgențe și situații excepționale. De precizat este faptul că fiecare agenție județeană poate stabili măsuri suplimentare în funcție de situația de la nivel local identificată. Vești bune pentru cetățenii din municipiul Pașcani și comunele învecinate. Punctul de lucru pentru obținerea pașapoartelor ar urma să fie redeschis cel mai probabil în luna mai a anului curent. Prefectura Iași a solicitat primăriei Pașcani alocarea unui spațiu adecvat, chiar și cel folosit cu câțiva ani în urmă și acordul de reluare a activității. Serviciul ar urma să fie asigurat de un funcționar al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, aflat în subordinea prefecturii Iași, câte o zi, o dată la două săptămâni. Noi estimăm că la jumătate, cel târziu la jumătatea lunii mai, vom putea demara această activitate. Vor să fie niște proceduri administrative, după cum știți, aceste servicii, cel de pașapoarte și cel de permise, țin de direcții ale ministerelor, ale Ministerului Afacerilor Interne. Ei administrativ sunt la instituția prefectului. Dar manifestăm deschidere. Este foarte simplu să rezolvăm chestiunea cu punctul mobil de la pașapoarte, care de altfel a mai funcționat la Pașcani. Spațiul există, deci spațiul a fost alocat de mai mult timp în spațiul respectiv. Deci este vorba de spațiul în care a funcționat până în 2016 biroul mobil. Înțeleg că acolo sunt o serie de bunuri care aparțin instituției prefectului. Dorința noastră ar fi să preluăm mai departe acel spațiu.
În adresa trimisă primăriei Pașcani se arată că demersurile au fost făcute în urma unei solicitări a deputatei USR Coset Chichirău, transmisă Ministerului Afacerilor Interne. Pe data de 26 februarie, anul curent, parlamentarul de Iași l-a întrebat pe ministrul Marcel Vela când va fi redeschis punctul de lucru mobil din orașul Pașcani. Punctul de lucru la Pașcani al Serviciului Comunitar de Pașapoarte Iași este desființat de 4 ani de zile și, în ciuda promisiunilor făcute de reprezentanții guvernului în teritoriu, acesta nu a fost reînființat. Situația a generat supraaglomerarea direcției Pașapoarte Iași în condițiile în care solicitările se fac nu doar din județ, ci și din Republica Moldova. Doar în prima parte a anului trecut, direcția de Pașapoarte Iași a eliberat 50.000 de documente, cât în tot anul 2018. Domnule ministru, cetățenii municipiului Pașcani au transmis numeroase sesizări către biroul meu parlamentar și vă transmit solicitarea lor pentru redeschiderea urgentă a punctului de lucru mobil din oraș. Se arată în adresa trimisă de deputatul USR. Prefectul județului Marian Grigoraș spune că în acest sens au fost făcute mai multe solicitări, unele chiar de câțiva ani de zile, soluționate negativ. Ultima dintre ele a fost făcută de consilierul local Marius Pintilie. El a fost în audiență în cursul zilei de marți, după ce reprezentantul guvernului a semnat pe 6 martie anul curent răspunsul trimis primăriei Pașcani. Și de asemenea există un demers al domnului consilier local Pintilie, dacă nu mă înșel. Demersul domnului Pintilie a fost ieri, dar dânsul a venit cu o serie de documente legate de petițiile anterioare despre care vă spuneam. Consilierul pașcănean a mai solicitat deschiderea la Pașcani a unui punct de lucru pentru înmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor de conducere. În acest sens a prezentat și un tabel cu semnături din partea cetățenilor. Prefectul județului a precizat că această problemă este mai dificil de rezolvat din lipsa resurselor de personal. El a spus că un răspuns concret ar putea fi primit cel mai probabil în a doua jumătate a anului. Este mai complicat pentru permise și înmatriculări, unde nu va putea funcționa pe același principiu de mobilitate. Eventual, dacă cei de la minister vor fi de acord, probabil, nu știu, în a doua jumătate a anului sau de la anul viitor, s-ar putea pune în discuție înființarea unui punct permanent de birou de permise și înmatriculări. Menționăm că punctul de lucru pentru pașapoarte de la Pașcani a fost deschis în mai 2012 și suspendat după 4 ani de activitate în august 2016. Până la finele lunii martie, manifestările ce au loc în spații închise și cu mai mult de 100 de participanți sunt interzise în toată țara, conform unui comunicat recent al Ministerului Afacerilor Interne. În plus, angajații la stat vor trebui să meargă în mai multe tranșe la serviciu pentru a nu aglomera mijloacele de transport în comun. Măsurile vin în contextul răspândirii coronavirusului în România, notează avocatnet.ro. Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial pandemie de coronavirus. Spania este a doua țară din Europa după Italia ca număr de cazuri mortale de infectare cu coronavirus, 35. Este urmată de Franța cu 33 de decese și peste 1700 de îmbolnăviri, precizează știrile ProTV. 7 dintre pacienții diagnosticați cu coronavirus au fost declarați vindecați și au fost externați. Autoritățile fac apel la populație să se informeze doar din surse oficiale și credibile, transmite Digi24. Autoritățile sunt pregătite să închidă 7 puncte de trecere a frontierei între România și Serbia, de acord comun cu țara vecină, în contextul numărului mare de infecții cu coronavirus în Europa. Măsura ar trebui să intre în vigoare din această dimineață, informează Observator. De miercuri și până la sfârșitul lunii, pașapoartele, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare nu vor mai fi eliberate decât în baza programărilor făcute online. Este o decizie prin care se dorește să se evite aglomerația și riscul de răspândire a noului coronavirus, anunță Radio România Actualități. Italia anunță alte măsuri de prevenție a răspândirii coronavirusului, precizând că se închid toate unitățile în care se desfășoară activități comerciale, în afară de farmacii și cele care au ca obiect de activitate comercializarea produselor alimentare, informează Observator. Într-o alocuțiune televizată rostită pe fondul crizei sanitare generate de noul coronavirus, președintele american a anunțat în noaptea de miercuri spre joi că suspendă toate intrările persoanelor din țările europene pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Restricția de călătorie va fi valabilă timp de 30 de zile, transmite Europa FM.
De-a lungul timpului, într-o zi de 12 martie, au avut loc următoarele evenimente care au intrat în istorie. Constantin Brâncuș are prima expoziție personală la New York. Biserica Anglicană a acceptat și femei preot pentru prima dată în ultimii 460 de ani. Într-un act istoric fără precedent, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut iertare pentru păcatele comise de Biserica Catolică de-a lungul existenței sale milenare. Într-o zi de 12 martie s-au născut următoarele personalități: Constantin Popovici, matematician, astronom român, Matei Caragiale, poet, prozator român, Dumitru Dobrescu, medic român, Maria Manoliu Manea, lingvist, filolog român sau Virgil Nemoianu, critic literar, eseist român. Totodată, într-o zi de 12 martie, lumea a pierdut importante persoane, printre care și Grigore Scorpan, filolog, istoric literar român, George Călinescu, critic și istoric literar, dramaturg, poet, prozator român, Victor Brauner, pictor suprarealist de origine română sau Ovidiu Iuliu Moldovan, actor român de teatru și film. Iată ce spun astrele pentru vineri 13 martie. Berbec, universul îți pregătește mai multe schimbări în această perioadă, de aceea ar fi bine să fii mai flexibil, cumva să-ți setezi conștientul pe acea continuă expectativă. Taur, cu toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău, vei reuși să privești totul dintr-un alt punct de vedere. Este posibil ca experiențele celorlalți să fie lecții importante pentru tine, de aceea fii atent în jurul tău. Gemeni, Jupiter îți aduce doze întregi de înțelepciune și inspirație. Pe de o parte, ești dornic să arăți lumii cât de creativ ești, pe de altă parte, sectorul spiritualității te îndeamnă să te implici mai mult în activități care țin de întrajutorarea celor mai puțin norocoși decât tine. Rac, ești mai visător și te vei trezi și nu doar odată că realitatea pe care o vezi în jur parcă nu are nicio legătură cu ceea ce îți imaginai tu atunci când nu te vedea nimeni. Astrele te îndeamnă să nu renunți la vise, dar să cauți și soluții pentru a-ți realiza cele dorite. Leu, ziua de astăzi va fi împărțită pe de o parte între provocările pe care le vei avea în relațiile cu ceilalți, indiferent că este vorba despre asociați, colegi, superiori sau parteneri de afaceri și persoane cu care va trebui să interacționezi astăzi, dar și ambițiile personale. Urmărește-ți obiectivele, dar nu te certa cu toți. Fecioară, cuvintele cheie pentru această zi sunt parteneriate, conexiuni, prietenii. Ai ocazia să-ți testezi anumite relații, să înțelegi mai bine și să vezi cu adevărat cine îți e prieten și cine nu. Cine te va ajuta atunci când vei fi pe muchie de cuțit și cine se va retrage. Balanță. Focusul tău în această zi va fi pe sectorul comunicării. Este posibil ca astăzi să fie nevoie să fii mai atent cu cei cu care vei interacționa, ba mai mult de atât să te porți cu mănuși, să nu cumva să superi sau să deranjezi cu părerile tale anumite persoane. Scorpion, cauți să îți faci ordine în gânduri, să-ți regăsești echilibrul, iar în acest sens vei avea nevoie de oameni care rezonează cu tine, care sunt implicați în activități recreative, de relaxare și care sunt de acord să te ajute. Săgetător, vei fi mai atent ca niciodată la informațiile, știrile și veștile care vin astăzi spre tine. Este timpul pentru a lua decizii, pentru a face anumite alegeri și pentru a le respecta, spun astrele. În mare parte acestea țin de sfera personală, nu de carieră. Capricorn, grijile tale vin din sfera banilor. Nu ai buzunarul gol, dar există anumiți factori pe care nu-i poți controla în ultima perioadă, iar aceștia s-ar putea să-ți destabilizeze stabilitatea pentru care ai muncit atâta timp. Vărsător, semnul tău zodiacal se află în sfera rădăcinilor, fundațiilor, iar Jupiter trimite tot felul de promisiuni pozitive care te energizează, aduc optimism și încredere. Apar oportunități frumoase și interesante care te pot ajuta să te dezvolți. Pești, vei alunga orice nori negri care or să apară astăzi pe cer. Indiferent ce situații sau provocări o să apară, tu vei ști cum să le depășești cu brio, te asigură astrele. Vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod obișnuit în a doua decadă a lunii martie. Cerul se va înnora treptat, iar din orele amiezii va ploua pe arii relativ extinse în nordul, nord-vestul și centrul țării, iar noaptea mai ales în est. Valorile termice față de intervalul anterior vor fi în scădere ușoară în vest și în nord, iar în sud și sud-est vor crește. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 24 de grade, iar cele minime între 1 și 10 grade. Dimineața, în zonele joase, pe arii strânse va fi ceață. Începutul de weekend nu se anunță prea bine din punct de vedere meteorologic în județul Iași. Vineri sunt prognozate averse sporadice, iar temperaturile vor varia între 17 și 4 grade. De sâmbătă ploile vor pleca, dar pe perioada nopții sunt așteptate temperaturi negative.